În primele luni de viață, alimentația naturală este foarte importantă pentru dezvoltarea fizică și cognitivă a bebelușului. În același timp, reducând riscul apariției unui spectru variat de afecțiuni, explică medicul primar specializat în pediatrie, Ana Pop. Alimentația este aceea care va asigura o dezvoltare somatică și psihoafectivă corectă a copilului. Problemele de alimentație, dacă stăm să ne gândim, sunt destul de, de mari. Foarte multe lume greșește în, cea, în laptele care îl alege pentru alimentația copilului. Cel mai important și cel mai de calitate lapte este laptele matern. De aceea, alimentația naturală, este singura alimentație care asigură dezvoltarea normală a copilului. Laptele de mamă. Este singurul aliment care conține toate principiile alimentare, începând de la glucide, lipide, proteine, vitamine, hormoni, anticorpi, ceea ce asigură dezvoltarea corectă a copilului. Niciun alt preparat de lapte nu conține aceste produse și, totodată, acestea sunt în cantitate. Proporționată cu nevoile copilului. Alimentația naturală a copilului trebuie să înceapă din primele ore de la naștere. Chiar din prima oră de la naștere, copilul trebuie pus la sân pentru a stimula secreția lactată a mamei și continuarea alimentației naturale este necesară. Măcar până la 5-6 luni, când se începe diversificarea, cel mai bine ar fi până la un an, dacă se poate, și peste un an. Copilul este pus la sân, așa cum am spus, din primele ore de la naștere, și este necesar să fie alimentat cam de 8-12 ori pe zi, adică la cererea copilului. Durata de alimentație la sân să nu treacă de 10-20 de minute. Copilul își ia cantitatea suficientă, mama nu trebuie insistat când copilul refuză să mai, să mai sugă și trebuie pus atunci când el dorește. Beneficiile alimentației naturale, așa cum am spus, conține toate principiile alimentare. Proteinele din laptele de mamă, sunt modificate și nu produc alergii, deci ferește copilul de apariția alergiilor în perioada de sugar. Concentrația de lipide și de proteine variază în raport cu necesitățile copilului de la un subt la altul, de la începutul subtului până la sfârșitul subtului, astfel încât tubului digestiv să poate să digere cât mai ușor și mai repede cantitatea aceasta de lapte. Laptele matern conține anticorpi, ceea ce face ca sugarul să fie apărat de anumite boli infecțioase, virale, bacteriene, în perioada cât este alimentat natural. Deși, în general, alăptarea la sân este benefică atât pentru mamă cât și pentru nou-născut, există cazuri în care aceasta este contraindicată în timpul chimioterapiei, consumului matern de droguri recreaționale de uz intravenos, utilizarea de izotopii radioactivi la mamă în scop terapeutic, infecție HIV sau TBC activă, precum și în cazul infecțiilor cu virus Herpes simplex cu leziuni active la nivelul sânului sau VHB cu viremie prezentă. În același timp, medicii atenționează mamele că fumatul în perioada de alăptare trebuie oprit, întrucât tutunul poate determina apariția sindromelor diareice la sugar, tahicardiei și anxietății infantile, iar consumul de alcool și cafea trebuie diminuat. Bun.